Așa grăiește Domnul slavei în glasul Sfintei Liturghii, deși mamă orfanii copii, deși mamă înalța la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfanii copii. În fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi, din nou e coasta mea străpunsă și mă curge sânge, și mă curge sângele și roi, din nou e și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și roi. Mă răstignesc din nou pe cruce, în umbra Sfântului altar, primiți-mi sângele și să nu vin iarăși în zadar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iarăși, să nu vin iarăși în zadar. Eu sunt aici din totdeauna, în sfânt altar spre răsărit, bisericile sfinte zgoale, creștinii mei, creștinii mei m-au părăsit, bisericile creștinii mei m-au părăsit. Veniți copii, veniți la mine, că vreau în voi să locuiesc, să vă împac din nou cu Tatăl. Și de păcat să vă feresc, să vă împac din nou cu Tatăl. Și de păcat, și de păcat să vă feresc. Fiecare părticică pe care în taină o primiți, eu sunt întreg cu toată slava și aștept spre mine, și aștept spre mine să veniți. Eu
sunt întreg cu toată slava. Și aștept spre mine, și aștept spre mine să veniți.